tylko raz spart gheața și a urcat primul pe scenă este George Tănase. Tânărul este la începutul carierei, dar pare să aibă lipici la public. Pentru nenorocirea aia de temă la franceză, eu trebuia să ascult pe ea cât a chinuit să traducă cu dicționarul. De parcă eu altceva mai bun de făcut viața mea, eu n-aveam. Păi aveam o carieră la FIFA, băieții știu ce înseamnă o carieră la FIFA. Adio, timp liber. Și vă jur că s-a supărat tot ce la clasă într-o zi pe mine și mi-a zis așa. Știi ceva, George? Ești un leneș și un profitor și nu o să faci nimic cu viața ta. Corect. Sunt un leneș și un profitor și o să ajung în iad, dar tu ca să îngerai trebuie să-mi dai mie tema la francez. Că tu zic, că o să mă oprească satana la porțile iadului, o să stea așa ferm în fața mea și o să uite și o să-mi zică Parlez-vous français? Bosule, nu prea mi-a plăcut și trimite-ți-l în cazan cu Hitler, că nici nu ne-a plăcut franceza. Felicitări, cum a fost? Mersi frumos. A fost foarte tare, oamenii sunt foarte mișto, adică nu mă așteptam ziua pe lumină, pentru că am fost primul să iasă atât de bine. Am o provocare pentru tine, îți spusesem și înainte. Vreau să faci o glumă despre mine, promit că nu mă supăr. Băi, dacă mă uit un pic la pantofii tăi, ce e cu ei? De unde? Din ce epocă i-ai adus? Ai descoperit mașina timpului sau... Ha? Sau din viitor? Eram sigură că de asta te vei lega. Sau de înălțime, pentru că asta a zis deja înainte să no, dăm. Nu pot să zic de înălțime nimic, prietena mea e de înălțimea ta și eu am un punct roșu aici, nu știu dacă se vede, e de la un laser din public, e în public. Și orice aș zice chestii în care se regăsește, s-ar putea să îți moară creierii. Am discutat cu el înainte să dau de permis și a zis că e o idee bună, eu nu am mașină, el are. Și a zis că, uite, dacă o să iei permisul, o să conduci mașina mea. Mă întorceam într-o seară cu el și îmi făceam una chestia asta, schimbă banda, schimbă viteza, schimbă banda, schimbă viteza. Și la un moment dat îmi zice, schimbă! Ce? Bineînțeles că mi-a murit motorul în mijlocul intersecției, a venit unul din spate, era să mă bușească, ăsta țipa la mine, dă-te jos, proastă, o conduc eu, ăla din spate țipa, dă jos, proasta, conduc tu. Iubitul tău s-a supărat vreodată pe tine din cauza glumelor? Nu, iubitul meu mă ajută să-mi fac glumele, da, el vine cu câte o chestie de genul, da. Suntem foarte apropiați și asta ajută foarte mult. Am o provocare pentru tine. Te rog să faci o glumă despre mine. Da, aș putea să zic ceva de păr, pentru că și eu am avut aceeași problemă. Cu cât îmi crește părul, cu atât mi se spune mai des Maria Dragomiroiu. Mi-a povestit nașa mea care mă boteza, că atunci când m-a botezat, mă ținea în brațe în biserică. A venit preotul la ea, a întrebat-o celebra telepes de satana și mi-a dat drumul. Te sfătuiești cu cineva înainte să-ți faci glumele? Cu Lizzie acasă. Am foarte multe glume despre Lizzie, nu despre ea. Cu ea. Am lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi. Deci mai pe românește, femeile sunt sursă de inspirație. Da, și cheltuitoare pe măsură. Pentru că, da. S-a întâmplat să se supere pe tine după vreun show? Niciodată. Are simțul umorului foarte dezvoltat și chiar mă încurajează. Zi, spune despre asta. Am o provocare pentru tine. Provocare. Hai că tu mă cunoști. Sunt aproape căsătorit și tu la fel. Te rog, fără provocări dintre astea. Glume. Vreau să faci o glumă despre mine. Poți să te legi de orice, nu mă supăr. Nu pot să zic. Îmi e frică, știi ce? Poate să iasă nereușită și atunci pot să cad și eu prost sau să iasă foarte reușită să cazi tu foarte prost. Și atunci mai bine hai să... Plec. Deși nu au urcat pe scenă în prima seară a Olimpiadei de stand-up, Teovio și Costel, trei dintre cei mai vechi și mai de succes comedianți de la noi, au venit în calitate de susținători. Am văzut că folosiți autoironia foarte mult în spectacolele voastre și aș vrea să te întreb care e defectul de care te legi tu, al tău, bineînțeles. Oh, sunt foarte multe. Că sunt leneși, că sunt paranoi, că... Băi, și cum de zic asta? Fizic, că chelesc, că... Na. Când ai început să faci stand-up? De acum 13-14 ani, ceva de genul ăsta, prin 2004. Ești de primul spectacol? Da, mi-amintesc. Am țipat mult, am avut foarte multe emoții, adrenalină maximă. Cum ești acasă? Cu Marihuana nu prea mă înțeleg cine știe. Acasă sunt un tătic responsabil care încearcă foarte mult să fie acolo pentru copiii lui și să fie atent și cu soția, iar la stand-up îi spur pe toți. Care e defectul de care te legi cel mai des în spectacolele tale? Soția mea. Defectul tău? Nu, ca orice comedian, bineînțeles, zic că sunt prost și că, dar de fapt noi nu credem că suntem proști,
dar ajută să spui, a, ce prost sunt eu și eu sunt prost. Deși noi avem părere foarte bună despre noi, dar să simt oamenii mai confortabil, că, a, și ăsta e prost, și eu sunt prost, toată lumea, toți suntem proști. Nu e adevărat, noi suntem mai deștepți. Dar s-a supărat vreodată soția ta după glumele pe care le-ai făcut? Tot timpul se supără, da. E pentru că ea știe adevărul. Te rog să spui o glumă despre mine, chiar dacă nu mă cunoști. Oh my God, eu nu fac. Poți să te legi de orice, promit că nu mă supăr. Da, wow. Atunci despre Cătălin, uite, facem despre Cătălin Măruță, pentru că pe el îl cunoști. Cătălin, dacă munceai mai mult, erai tu cu microfonul. Sunt super Cătălin, a fost o glumă.